Siguranța rutieră reprezintă o prioritate a activității Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, astfel că polițiștii cu atribuții pe linie rutieră desfășoară zilnic acțiuni pentru prevenirea producerii de accidente de circulație. Deplasările în zone de agrement sau în mediul rural, circulația mai intensă pe drumurile publice, restricțiile de circulație pe unele tronsoane de drum datorate lucrărilor de reamenajare a carosabilului, nerespectarea regulilor de circulație și neadaptarea conduitei la condițiile de trafic de către unii conducători auto pot fi factori de risc care pot genera o creștere a numărului de evenimente rutiere. Dacă porniți la drum, adoptați o conduită preventivă și respectați indicațiile polițistului rutier aflat în teren pentru a ajunge în siguranță la destinație. Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj vă recomandă: circulați cu viteză adaptată condițiilor din trafic, în special când se circulă în coloană, și țineți cont de politeța rutieră. De asemenea, pentru un plus de siguranță în mers, măriți distanța dintre vehicule. Conduceți prudent, fără bruscarea comenzilor autoturismului, asigurați-vă temeinic înainte de efectuarea fiecărei manevre și evitați depășirile care, în condiții de vizibilitate redusă, se dovedesc extrem de periculoase. Respectați regimul legal de viteză. Viteza excesivă și cea neadaptată la condițiile meteo, de drum sau trafic, reprezintă unul dintre principalii factori generatori ai accidentelor rutiere. Purtați centura de siguranță. De cele mai multe ori, portul centurii de siguranță evită o tragedie. Bicicliștilor și motocicliștilor le recomandăm următoarele: adoptați o conduită preventivă, semnalizând din timp orice schimbare a direcției de mers. Respectați distanța corespunzătoare în mers, chiar și față de motocicliști sau bicicliști. Așteptați-vă la neprevăzut. O motocicletă are o capacitate de accelerare mult mai mare decât un autoturism. Pietonilor le recomandăm să-și sporească atenția și să traverseze numai după ce sunt siguri că o pot face în siguranță. Circulați pe trotuare sau pe potecile laterale ale drumurilor. Traversați strada numai prin locuri special amenajate și numai după ce v-ați asigurat. Nu vă angajați în traversarea drumului în fugă, prin față sau prin spatele autoturismelor staționate, ori a mijloacelor de transport în comun oprite în stații. Așteptați sosirea mijloacelor de transport în comun, pe trotuar sau pe refugiile special amenajate. Conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală le recomandăm următoarele: nu folosiți sementele de drum pe care accesul atelajelor hipo este interzis. Folosiți în mod obligatoriu vestele reflectorizante și echipamente fluorescent reflectorizante pe atelajele hipo. Conduceți vehiculul cu tracțiune animală pe acostament sau cât mai aproape de marginea din dreapta a părții carosabile. Nu opriți sau staționați pe partea carosabilă. Asigurați-vă la schimbarea direcției de mers și semnalizați schimbarea direcției de mers cu brațul. Tuturor participanților la traficul rutier recomandăm să nu conducă vehicule sub influența băuturilor alcoolice. Consumul de băuturi alcoolice constituie un factor de risc asupra traficului rutier, influențând în mare măsură producerea accidentelor, întrucât alcoolul reduce viteza de reacție și precizia mișcărilor. Vă mulțumim că respectați recomandările noastre.